Bună! Bine ați venit pe canalul nostru! Astăzi am hotărât să vă arătăm niște slime-uri care au fost dezactivate, care s-au uscat în timp. Iar aici, în această caserolă mică, am făcut o încercare de slime din șampon și zahăr. O să vă arăt la final dacă a ieșit sau nu. Deocamdată vă arăt slime-urile care s-au dezactivat, s-au uscat în timp. Da, altele care miros foarte urât. Acesta a fost foarte frumos, a avut o culoare transparentă, verde. Da, erau două din alea verzi. Acum este, după cum vedeți, total uscat. Și foarte, foarte... Miroase foarte... Chiar îl pot tăia cu foarfeca, zici că este un cauciuc foarte urât. Oare, miroase foarte urât. Are și un miros groaznic. Da, chiar miroase și s-a uscat foarte urât. Este uscat. Erau două verzi din alea. Acesta a fost verde. Și am mai avut unul roz. Acesta a fost o culoare foarte frumoasă, roz. Să-l pot desface. Are și un fel de lichid, nu știu. Da, așa. Are un fel de lichid și, sincer, chiar miroase foarte urât. Uitați ce culoare nasoală s-a făcut din acel roz frumos, si de fat. Da, era... Uitați, chiar se crapă în mâna mea. Ia! Îl vom arunca și pe acesta. Și acolo era unul portocaliu, dar s-a făcut unul galben. Le vom pune una peste alta, să facem economie de spațiu. Da. Îl vom desface și pe acesta, da. După cum bine vedeți. Da, și era un portocaliu. Acesta a fost, de fapt, un galben. Ba nu, un portocaliu. A fost un galben. Fetița mea nu știe exact, foarte sigur. Este ușor moale, după cum vedeți, dar tot nu are consistența unui slime, deci este dezactivat și acesta și, după cum se vede, nu se poate folosi. Da, dar și miroase. Și îl vom arunca și pe acesta. Acum, acestea o să le punem la o parte. Și o să desfacem. Acum, vă voi arăta... Cutiuța această încercare, o să punem și foarte ca de aici, până nu ne accidentăm. Uitați, așa a ieșit șampon de bebeluș cu zahăr. Vreau să vă spun că l-am ținut la rece, la foarte rece, cam o zi și o noapte. Are consistența aceasta, este ca o spumă. Am luat, de fapt, rețeta de undeva de pe internet. Zice că iese foarte bine. Sincer, mie nu mi se pare că a ieșit foarte ok. Și mie nu mi se pare că se poate lucra cu el. Da, este foarte ok ca și spumă, să zic așa, dacă vrei să te joci cu o spumă. Dar acesta nu mi se pare că poate fi un slime. Adevărat. Cu adevărat un slime. Așa că... probabil îl vom activa cu niște borax, dar deocamdată cam atât. Vă mulțumim frumos că ne-ați ascultat și ne-ați vizionat. Pe altă dată, pa! Pa!